La sfârșitul acestei săptămâni, România va fi străbătută de două cicloane, unul cu aer rece, iar celălalt cu aer cald. Aceasta este avertizarea meteorologică făcută de ANM și se pare că de săptămâna următoare în țară temperaturile vor scădea considerabil. Ciclonul Olaf vine din nordul Europei și este un ciclon cu aer rece și masă polară. Va afecta zonele de nord, nord-vest și centrale ale țării și va transforma precipitațiile în lapoviță și ninsoare. Cel de-al doilea ciclon aduce umezeală în atmosferă. Acesta a făcut ravagii în Grecia cu ploi abundente, vânt puternic, grindină și inundații. Ciclonul Numa vine din zona Italiei și va afecta sudul și sud-estul țării noastre. Acesta va aduce un aer mai cald, dar și precipitații. În momentul în care cele două cicloane se vor întâlni pe teritoriul țării noastre, vor apărea ninsori și lapoviță, practic Olaf transformând precipitațiile ciclonului Numa în zăpadă.